cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață. Bună dimineața, bine v-am regăsit la cafea. Zi importantă. Astăzi avem mai multe evenimente care merită discutate și vreau să discutăm o foarte lungă emisiunea. Pe scurt, câteva lucruri care trebuie spuse în perioada asta de lentoare intelectuală la nivel administrativ. Practic, dacă te uiți așa în jur, vezi un fel de je m'en fiche. Toată lumea așteaptă să vină toamna, să se schimbe primarii acolo unde trebuie să schimbe, să vină alegerile și o mai vedea noi ce-o fi după. La nivel planetar, să spunem că America fierbe, dar nu foarte tare, că era previzibil, Biden s-a retras, Trump spune că de acum nu va mai avea probleme, în schimb, democrații au strâns cei mai mulți bani într-o zi din donații după retragerea lui Biden, ceea ce ar putea să spună multe. Cum o fi, om vedea, pentru noi românii lucrurile sunt destul de clare. Dacă câștigă Trump, trebuie să ne revizuim tot ce înseamnă strategie de apărare, pentru că rușii probabil vor fi mai aproape de noi. Dacă câștigă Biden, trebuie să ne revizuim, a oamenii de la democrați, trebuie să ne revizuim bugetul, pentru că va trebui să sprijinim în continuare Ucraina. Două dileme din care cu greu va ieși diplomația noastră. Așa, pe scurt, să nu credeți că totul este lapte și miere, indiferent care ar fi, nici în Uniunea Europeană. Europarlamentarii noștri, drăguți, simpatici, pe care i-am trimis acolo și care deja aveau stagiu făcut, marea lor majoritate în România l-a ridicat mâna, au votat, cu majoritate, nu toți, dar au votat un 0,5% din PIB care trebuie să meargă spre ajutorarea Ucrainei, pe lângă cele 2,5% care le aveam pentru înarmare. Deci 3% din PIB se duce acolo în condițiile în care tot Uniunea Europeană ne ia de perciuni, pardon, nu vorbim de perciuni, că nu e bine, ne ia de ureche și ne spune, băi băieți, aveți deficitul cam mare și cam mulți bani cheltuiți voi. Au dreptate, avem prea mulți funcționari publici, dar angajăm în continuare ca să ajungem pe mărețe culmi de civilizație și progres administrativ. Da, să ne întoarcem la ale noastre, cum spuneam, s-au întâmplat mai multe lucruri. În primul rând, vreau să vă spun că, dacă reușesc eu să găsesc acum, s-a supărat prefectul județului Neamț. E greu să superi un avocat, dar de data asta s-a supărat pentru că nu a fost informat când a căzut un podeț la Poiana Teiului. A căzut un podeț acolo de-a lungul drumului, ce-o fi el național sau județean, parcă este acolo, de-a lungul drumului județean, este traversat râul de niște podețe. Podețe care de multe ori se fac așa, din materiale locale. Aici era vorba de un podeț de lemn, cel care locuia în partea cealaltă a drumului trecea în fiecare zi pe acolo. Probabil că a mai putrezit, au mai căzut niște cuie și podul respectiv a căzut. Nu a murit nimeni, ceea ce este cel mai important, dar să remarcăm comunicatul transmis presei pe grupul de presă de către instituția prefectului prin purtător de cuvânt, care spune că a luat notă cu regret de evenimentul rutier, în urma căruia un pod, probabil că-i podeț, pod, a cedat sub greutatea unui autovehicul, căzând în albia râului Bolătău. Conform informațiilor, bla bla bla, așa,
Precizăm că instituția prefectului nu a fost sesizată cu privire la situația podului în comuna Paiana Teiului. Informațiile legate de eveniment au fost aduse la cunoștința instituției prefectului de ISU Neam și de presă. Și urmează, insistăm pe necesitatea colaborării interinstituționale și atragem atenția privind obligația legală și instituțională a IPJ Neamț de a informa cu celeritate orice incident cu impact privind siguranța cetățeanului și ordinea publică în județul Neamț. Facem aprecierile de rigoare inspectoratului pentru situații de urgență, pentru celeritatea și promptitudinea informării în timp real a instituției prefectului județului Neamț. Dar nu credeți că acest comunicat nu are și un substrat? Probabil că venirea unui nou șef de poliție în județul Neamț, care nu cunoaște chiar toate, sau poate cunoaște foarte bine, toate dedesubturile din județ, instituționale, nu vorbim altfel, poate și asta a deranjat. Cert este că poliția nu a informat prefectul de ce s-a întâmplat acolo și este pentru prima dată după foarte mult timp când instituția prefectului, care în mod normal n-ar trebui să ceară doar o colaborare, este o obligație legală să fie informată, trage de urechi o instituție, să-i spunem, de forță, adică poliția județului Neamț. Săgeata este clar îndreptată acolo, felicitările sunt clar spre ISU, să vedem ce va ieși din această, să-i spunem, înțepătură transmisă de prefectură către poliție și dacă cumva vom avea și un comunicat de presă explicativ după. În mod normal, așa ar trebui. Să ieși și să explici. Dom'le, le-am transmis, sau poliția poate ieși, dar normal tot prefectura, v-am transmis comunicatul ăla, între timp poliția și-a cerut scuze sau a spus că nu putea să ne informeze că era un caz de siguranță națională. Cine știe ce alte lucruri, sau poate nu au fost informați nici ei la județ. S-a rezolvat la nivelul ăla local, s-au dus polițiștii locali, au zis, băi, n-a murit nimeni, a căzut, facem și noi o informare și cu asta basta. V-am spus, este o stare de lentoare intelectual-administrativă în această perioadă. Ăsta e primul subiect cu prefectul supărat pe cei de la poliție. Dar să mergem mai departe pe alte câteva subiecte care spun eu că sunt de interes. În primul rând, dacă nu găsesc subiectul, dar pot vorbi. În primul rând, am dat un mesagerul o veste proastă pentru șofer și pentru toți locuitorii orașului. S-a întâmplat că la finalul săptămânii trecute la primăria Piatra Neamț a ajuns un document prin care asocierea de constructori care face coridorul de mobilitate principal Decebal Traian, Traian Decebal, cum doriți, adică asocierea Mavgo Holding Moldocor, să anunțe primăria că își dorește a cerut o amânare pentru finalizarea lucrărilor, nu de o lună, nu de două, ci până în mai anul viitor. Bineînțeles că ți se zburlește părul pe spate, dacă ai spate și păr, când auzi așa ceva, cum adică că deja s-a prelungit cu nu știu cât. Dacă stai și întrebi primarul, el îți spune că, domne, nu voi accepta așa ceva niciodată. Să vedem dacă reușesc să găsesc declarația respectivă. Da. Nu reușesc să o găsesc în momentul ăsta.
Deci primarul spune că nu va accepta așa ceva, va accepta cel mult o lună de zile prelungirea. Am stat de vorbă cu reprezentantul asocierii, cu domnul Vlasie, care ne-a spus, domne, noi am cerut pentru că au apărut niște lucrări suplimentare. Lucrările astea care le vedeți dumneavoastră de asfaltare, de betonare peste țeavă și altele, sunt lucrări suplimentare care necesită timp, nu lucrarea în sine, ci fazele lucrării, adică nu poți intra la nu știu câte zile după ce ai turnat beton. Și domnia sa ne-a spus că astăzi va merge la primărie, se va întâlni cu primarul și ai săi oameni, câți ori mai fi rămas ai săi în primărie, și că el va propune o schimbare care n-ar necesita schimbare de proiect, să nu mai pună beton în intersecții, să pună piatră spartă, și atunci n-ar mai fi necesar să aștepte foarte mult, el sperând că în 3 luni de zile ar putea să iasă de pe șantierul respectiv. Ceea ce ar fi o veste bună, cea mai bună ar fi să termine la timp, dar asta e altă poveste. Deci, încă cel puțin 3 luni de coșmar pe traficul din Piatra Neamț, pe zona cea mai importantă de circulat. E bine, e rău, de ce s-a ajuns aici? Cred că ar trebui să întrebăm compartimentele tehnice din primărie, pe cei care se ocupă cu proiectul, pentru că am mai spus-o, s-a întârziat cu podul, pentru că un specialist nu și-a dat seama că nu are autorizație de demolare, s-a întârziat cu studiile, s-au descoperit tot felul de lucruri, au întârziat și constructorii când puteau să lucreze la pavele și ce mai aveau de lucrat, n-au lucrat, pentru că, vezi, doamne, aveau echipe în altă parte. Și tot așa, partea proastă nu e neapărat că avem aceste întârzieri. Partea proastă e că au crescut costurile proporțional cu întârzierile respective. Adică ultima rectificare de buget vorbește despre 1,5 milioane, dacă nu mă înșel, de lei. Adică nu e o sumă mică în lei actuali, pentru capace autonivelante care n-ar fi fost incluse în proiect și care ar fi mult mai bune. Nimeni nu a catadixit să iasă și să povestească, domne, de ce punem astea, de ce nu punem astea. Nimeni n-a venit să spună, domne, ce se întâmplă totuși cu asta, cu lucrarea, de ce întârzie. Pentru că dacă vine cineva să spună, este luat la întrebări. Și dacă este luat la întrebări, s-ar putea ca o parte din vină, sau cea mai mare parte din vină, să-i aparțină instituției pe care o reprezintă. Acum că tot vorbim de instituții, să vorbim un pic și despre Piatra Neamț. Despre Piatra Neamț, primărie și modul în care se dezvoltă acest oraș. Acest oraș a început să se dezvolte prost de mult timp, ca perspectivă de dezvoltare. Dar lovitura de grație a fost dată, eu vă spun, prin ceva ce toți oficialii au zis, se lăudau, am făcut asta, parcă îl văd pe domnul Gavrilescu. Cea mai mare realizare, PUG-ul, Planul Urbanistic General. PUG-ul, acest document este făcut ca să-ți asigure orașului o dezvoltare armonioasă din toate punctele de vedere. Că dacă pui un, nu știu, WC-ul public în biroul arhitectului șef al orașului, nu e o problemă, că nu se vede în instituție, dar dacă pui un WC-ul public în fața prefecturii, la intrare sau la ușa primăriei, se vede. Și dacă te duci să ceri să faci un WC public particular acolo, nu se poate, că nu ne permite PUG-ul. Ei, PUG-ul ăsta, în schimb, permite foarte multe alte lucruri. Nimeni n-a ținut cont de zonele în care trebuie incluse anumite restricții pentru anumite activități. Și
Revenim la subiectul Piața Centrală. Piața Centrală, care, să fim cinstiți, nu mai este o piață, este un fel de magazin cu produse cu de toate, tot din vina administrației publice locale, care n-a făcut reguli clare care să fie respectate în piață. Deci, Piața Centrală, care acum se procopsește în imediată ei apropiere cu un magazin, unii spun că ar fi un Penny. Penny, n-am spus altceva. Deci un Penny, acolo unde erau ceea ce noi numeam rușii, care vindeau moldovenii, care vindeau ce vindeau și ei, dar erau și alte magazine. Ei bine, ne-am interesat la primul și am zis, da, domne, n-avem ce face. N-avem ce face, domne, are toate autorizațiile. Ia să-l ascultăm un pic pe domnul arhitect șef. Dacă domnul Bogdan zice că se poate, eu încerc să văd dacă am și sunet. Ia să vedem. Se pare că n-am sunet. Imobilul despre care faceți referire este o proprietate privată. Dacă proprietarul solicită o funcțiune care se încadrează în prevederile cuburii, dacă are obținut un certificat de mers favorabil în care se spun anumite condiții de amplasare, construire și funcționare, respectă toate acele condiții, ia toate avizele prevăzute acolo, obține autorizația de construire, din punct de vedere al primăriei, toate sunt în regulă. Dacă e idee, o altă idee sau o părere generală că n-ar trebui să fie această funcțiune acolo, ar trebui să făcute solicitări la primărie sau la alte organe, alte instituții. Dar nu știu să fi fost niciun fel de sesizare pe această temă în zonă. Din punctul nostru de vedere al municipiului, sunt îndeplinite toate, sau au fost îndeplinite toate condițiile, are autorizație, funcționează sau poate să-și desfășoare activitatea absolut legal și în regulă. Eu aș vrea să vedem dacă ne oprim pe această imagine. Da? Ați auzit, nu? Totul este, omul este un investitor privat, omul a cerut, are toate avizele și poate să facă un Penny. Penny este un magazin în care se vor vinde exact aceleași produse care vor fi în Piața Centrală. Dacă dăm afară comercianții ăia care cumpără de la Angro sau din magazine și vând în piață, tot mai rămân niște producători. Producătorii ăia nu vor avea cum să facă față la prețurile de la Penny. Nu luăm apărarea celor care vând în piață și fac doar un comerț din ăsta pur speculativ. Sunt încă câțiva producători care ar putea să mai țină piața asta și încet, încet să atragă și pe alții care să vândă. Dacă ar exista o politică clară în acest fel. Ce nu ne spune domnul arhitect șef? Nu ne spune pentru că nu e treaba lui, că el ne-a spus foarte corect totul, adică din punct de vedere legal așa este, domnule. N-ai nicio treabă, le-ai dat autorizație, e ok, jos pălăria, o să avem un Penny și... Ce nu ne spune domnul arhitect este că de obicei când te duci la o autorizare pentru așa ceva, trebuie să vii în spate și cu niște elemente de logistică. Adică mergeți în orice, la orice supermarket și vezi dacă nu cumva au și niște parcări proprii pe care le pun la dispoziția clienților. Nu e cazul. Aici parcările la dispoziția clienților le pune administrația publică locală reprezentată și de domnul arhitect șef al orașului și de domnul primar și de domnii consilieri locali. Se știe că avem 1 milion de locuri de parcare în piață, ele sunt goale tot timpul, nu-i așa, domnilor, și că
apariția unui supermarket la care te duci să cumperi mai multe lucruri decât de obicei este benefică pentru că vor ocupa locuri de parcare libere. Să fim serioși. Nu mai spunem despre faptul că un magazin de tipul ăsta aici nu are o zonă cu foarte multe blocuri în imediata apropiere. Nu, el se va adresa clienților care vin la piață. Dacă tot vorbim despre piață, să spunem că încet, încet, piața nu va mai fi piață oricum. Va fi un punct farmaceutic extins. Pentru că în momentul ăsta, inclusiv în interiorul pieței, avem farmacie, care ocupă un spațiu mai mare decât, să spunem, cel de la pâine și ouă. Dar mai avem în jurul pieței încă cel puțin 5 sau 6 farmacii. Ceea ce spune multe despre... nu te poți opune. Cum să te poți opune? Pentru că le permite Pugu. Mami lui de Pug. Da. Ce nu ne mai spune domnul arhitect șef? Acolo unde se va construi Penny, pe vremuri, era un spațiu verde. Poate unii își mai aduc aminte. Cum naiba spațiul ăla verde s-a transformat în spațiu construibil? Poate vede domnul arhitect în actele de la primărie, de la hotărârea de Consiliu Local care a acceptat trecerea acelui spațiu din domeniul public în domeniul privat, da? După care, trecând în domeniul privat, s-a privatizat. Care au fost interesele atunci și cine sunt cele trei personaje din primărie de la vremea aceea care au orchestrat toată chestia asta? Nu se putea fără un primar sau un viceprimar, nu se putea fără un jurist. Și nu se putea, nu mai spun acum, fără cine, secretar. Și atunci stai și te întrebi, băi, e chiar așa? Chiar ne apără ăștia dezvoltarea orașului, spațiu verde, sau își bat joc de noi cu multă, multă nonșalanță? Nonșalanță pe care o manifestă și... să-i spunem, o instanță de judecată, dar de data asta nu-i din România, e taman din Italia, ați ghicit, tribunalul din Bari. La Bari există un tribunal care are grijă de respectarea drepturilor fundamentale ale cetățeanului, indiferent că e italian, indiferent că e grumăzeștean, adică din neamț de la Grumăzești. Acolo se judecă domnul Arsene. Domnul Arsene este beneficiarul unei hotărâri definitive de extradare. Trebuie să fie adus în țară, da, ca să ne... Ei bine, ea a fost atacată pe motiv de dileală, pe motiv de tendințe suicidare, dacă intră în arest, ale domnului Arsene, în arestul din România, se presupune. Și acum, avocații domniei sale au zis, domne, mai cerem 6 luni de zile să ne răspundă nouă românii dacă îi pot asigura domnului Arsene confortul pe care îl asigurăm noi în Italia. Adică, ce confort îi asigură în Italia? Păi, ce a întrebat curtea de tribunalul din Bari pe cei de la tribunalul Bacău? Dacă Arsene ar putea beneficia de amânarea executării pedepsei, cum să nu poată? Dar chiar ar fi indicat. După ce Puiu Popoviciu acum primește despăgubiri, de ce să nu poată beneficia și Arsene de amânarea executării pedepsei? Și dacă este posibil ca acesta să fie supus unui tratament psihiatric similar celui aplicat în Italia, în regim de detenție la domiciliu. Dar cum să nu se poată? În România? Eu cred că se poate acasă la doamna ministru al justiției, doamna Gorghiu. Sau acasă la domn președinte în Sibiu, într-una din
casele domniei sale, nu alea patru, că alea sunt mizeric. Să-l trateze acolo, cu pază de la SPP. Cu pază de la SPP. Pentru că ar fi păcat să asistăm la tendințe suicidare ale unui om care a condus județul Neamț cu mână de fier atâta timp. Nu-i așa? Noi n-am simțit aceste tendințe, nici măcar ăia care lucrau în instituție cu ei, cu el, cu domnia sa. În momentul în care le vorbea despre origini, nu ale poporului român, nu de Italia, ci despre origini în general, îi trimitea înspre excursii neprogramate anatomic, excursii anatomice neprogramate și tot așa. Dar atunci era normal, pentru că era la butoane. Acum nu mai este la butoanele din Neamț, este la alte butoane și s-ar putea spune avocații lui ca acest caz numit generic Arsene să schimbe chiar legislația europeană. Vă dați seama, dacă tu ai bătut joc de un județ, de sănătatea din județ, pe mine nu mă interesează restul, dar de sănătatea din județ și-a bătut joc, și meritai pentru asta să faci pușcărie, ai mai făcut și alte șmecherii pentru care ai fost condamnat. Nu, domne, dacă tu după condamnarea definitivă, până la condamnarea definitivă, n-ai avut tendințe, dar după ai făcut o depresie, așa, și îi spui lui unul, bă, zice, eu mă sinucid, dacă așa. Automat, legislația europeană va trebui să-ți permită să faci acasă. Economii la stat, etc., etc. Trăiesc bine psihiatrii, trăiesc bine ăia la care stai și îți face așa, ăia care ți asigură paza. Cam asta e o emisiune, după cum vedeți, de vacanță, cu lucruri superficiale, nu foarte importante, pentru că n-am avea de ce să vorbim despre lucruri importante azi. Mâine vom vorbi despre lucruri importante, că avem un invitat care ar trebui să ne spună ce și cum de acum înainte în județul, într-o zonă a județului Neamț. Numai bine, oameni buni, ne oprim aici, să fiți iubiți!